O să facem împreună cu un cozonăcel cu miere și cu alune. 1 kg de făină, 200 de grame de smântână, 200 ml de lapte, 200 de miere, o linguriță de sare, 200 de grame de unt, 25 de grame de drojdie, esență, 5 gălbenușuri și eu am făcut o pastă de mandarine sau de portocale, de ce vă place. Făcută din 250 de grame de portocale, mandarine, clementine și 125 de grame de zahăr. Puneți pe foc, le tăiați felii și le puneți pe foc. Cam 20 de minute, lăsați la răcit, mixați și adăugați în aluat. Eu adaug în loc de coajă de portocale și de lămâie 1 kg de făină. Pe masă. O să pun 25 de grame de drojdie în centru aici. O linguriță de miere. Și puțin lapte. Amestecăm. Când maia a crescut, adăugăm celelalte ingrediente. Maia a început să crească și acum o să adăugăm restul ingredientelor. O să avem nevoie de 200 de smântână, 200 de lapte, 200 de miere, o linguriță de sare, 200 de unt. Eu am făcut o pastă de portocale sau de mandarine, deci o să punem 250 de grame de mandarine sau portocale tăiate feliuțe, 125 de grame de miere sau zahăr. Puteți înlocui mierea cu zahărul pe foc cam 20 de minute, după aceea o mixați. Și o să iasă această pastă de mandarine sau de portocale. Eu am făcut de portocale. Ne mai trebuie o linguriță de sare, vanile, rom, esențe. Și să începem. Deci acum o să adăugăm smântână. De grame de smântână, 200. Ne facem loc aici să încapă toate. Adăugăm gălbenușurile, 5 gălbenușuri. Să adăugăm și mierea. Puteți înlocui miere de albine cu zahăr. Noi preferăm cu miere, dar poate fi făcut și cu zahăr pentru cine nu dorește miere. Amestecăm puțin câte puțin.
Cozonac fără frământare cu miere. Acum o să adăugăm sarea. Vanilia. Esența de rom. Esența de vanilie. O să adăugăm din această pastă, această cremă de portocale. Am să pun și dacă mai este nevoie, mai adaug. Adaug laptele. Începem acum să facem aluatul. Îl lăsăm, îl amestecăm toate ingredientele, apoi îl lăsăm la rece până de seară. Sau îl puteți face seara și îl lăsați toată noaptea la rece. După ce a stat 10 ore, 6 ore, 7, îl lăsăm la temperatura camerei până își dublează volumul. Între timp, noi o să preparăm crema, umplutura. Acum preparăm aluatul și o să ne vedem mai târziu, după ce aluatul se odihnește, să preparăm crema, umplutura și să-l dăm la cuptor. O bunătate! Adăugăm și untul. 200 de grame. Amestecăm bine toate ingredientele. Să gustăm, să vedem cum este. Este bun. Eu o să mai adaug din această pastă încă puțin. Acum unim făina. Să încercați și voi
să vedeți cât de ușor este să faci un cozonac. Fără frământare, pentru cine nu are putere să frământe. Acum unim toată făina la lot și este gata. Un kilogram de făină, 200 de grame de smântână, 200 ml de lapte, 200 de miere, o linguriță de sare, 200 de grame de unt, 25 de grame de drojdie, esență, 5 gălbenușuri și eu am făcut o pastă de mandarine sau de portocale, de ce vă place. Făcută din 250 de grame de portocale, mandarine, clementine și 125 de grame de zahăr. Puneți pe foc, le tăiați felii și le puneți pe foc cam 20 de minute, lăsați la răcit, mixați și adăugați în aluat. Eu adaug în loc de coajă de portocale și de lămâie. O să semene un pic cu panetonele. Aluatul este gata. Ia uitați cât a durat. 15 minute. Acum am să-l pun într-un vas și îl las la odihnit până de seară. Bună seara, dragii mei! Deci să răsturnăm aluatul. Îl întindem. O să facem un cozonac mare. Presor cu puțină făină, să nu se lipească. Așa, o să întindem bine. Întindem așa bine. O să lungim cu miere de albine și o să punem alune măcinate. Alungem cu miere.
o să întindem bine toată mierea. Și o să presurăm alune pe deasupra. O să facem decât un singur cozonac. Să se întindă mai bine, o puteți topi. Nu, ne place foarte mult cu miere. Așa. Acum o să presurăm alunele măcinate. Vor să se lipească de miere. Am circa 200 de grame de alune. Puteți pune și cacao, ciocolată, ce vă place. Am să pun și câteva stafide. Am să răsucesc. Strângem bine. Uitați. Și acum am să-l tai în două și cu mare, mare grijă o să-l pun în tavă. Mare, mare grijă. Așa. Și începem să răsucim. Să tăiem și aici. Și am să-l pun aici în tavă. Uitați.
Așa, îl pun așa mai larg ca să crească. Acum îl lăsăm la crescut. Și după aceea îl băgăm la cuptor. Am revenit. Cozonacul a crescut. L-am băgat la cuptor. Cam 50 de minute. Și să vedem cum a ieșit. Cozona cu miere și cu alune. Să încerc să rup o bucățică de aici. Ia uitați. Vedeți cât este de pufos, fierbinte încă. O seară frumoasă. Sper că v-a plăcut rețeta. Poate o să încercați și voi. Am să las ingredientele și modul de preparare de desubt sub video. Vă doresc multă sănătate. Și ne vedem cu următoarea rețetă. La revedere! O seară bună tuturor!